Ai venit în țară, sărac lipit pământului. N-ai altă avere decât zestrea ce ți-am adus-o eu, fata lui Conachi. Îți iert risipirea ce-ai făcut-o din averea mea, dar nu-ți voi ierta trădarea față de neamul, față de țara care ar fi trebuit să devină și a dumitale. Așa îi scria cocuța Conachi Vogoride soțului său, Nicolae Vogoride, caimacam al Moldovei în vara anului 1857. Motivul? Atitudinea ostilă a acestuia în ceea ce privea unirea Moldovei cu Valahia. Cocuța tocmai descoperise și sustrăsese corespondența secretă pe care caimacamul o purta cu reprezentanții porții, care îi promiteau numirea ca domn al Moldovei dacă împiedica unirea. Și Nicolae Vogoride falsifică listele electorale ale primului divan ad hoc în care ar fi trebuit să se voteze unirea principatelor, numind cu precădere deputați anti-unioniști. Este demascat de soția sa și de consulul francez în Moldova care îi scrie împăratului Napoleon al III-lea. Dar haideți să vedem cine a fost aceasta, cum și-a dat în vileag soțul și de ce a renunțat la posibilitatea de a ajunge doamnă a Moldovei în favoarea unirii. Ei bine, Ecaterina Conachi s-a născut la 17 august 1828 la Țigănești, în județul Galați. Tatăl său, Costache Conachi, era unul din marii proprietari de pământ din Moldova, boier învățat, cu studii de inginerie, cunoscător de limbi clasice, de greacă, turcă, franceză, germană, slavonă și cine mai știe câte altele. A fost unul dintre boierii care au luat parte la redactarea regulamentului organic, care a intrat în vigoare în anul 1832 în Moldova, pentru care a formulat chiar câteva articole care prevedeau unirea celor două principate. Primește chiar de la Pavel Chiselef, guvernator al principatelor române între anii 1829-1834, ordinul Vladimir clasa a III-a, care cunoștință pentru contribuția sa. Costache Conachi îndeplinește mai multe funcții în administrație. A fost comis, ispravnic, staroste, agă, vornic, mare postelnic, mare logofăt și ca orice boier luminat al timpului său, făcea parte dintr-o frăție masonică. A fost în egală măsură un boier care susținea nevoia de luminare a poporului. A scris el însuși versuri cu precădere de iubire și chiar a tradus lucrări din limba franceză. Mama Ecaterinei, Smaranda Conachi Negri, se afla la a doua căsătorie. Aceasta se însoțise cu boierul Conachi după decesul primului soț, Petrache Negri, agă, cu care avusese 5 copii. Trebuie să remarcăm faptul că boierul Costache se ocupă de creșterea și educarea acestora, ba chiar pe singurul fiu al Smarandei din prima căsătorie, Costache Negri, se oferă să-l înfieze. Tânărul însă refuză. Este trimis la studii în Franța, Italia, Germania, unde se împrietenește cu Vasile Alexandri și intră în cercul revoluționarilor pașoptiști. Despre copilăria Ecaterinei sau Cocuței, așa cum o alinta familia, nu avem date. Putem să ne închipuim că a crescut în apropierea tatălui său la Țigănești, unde boier Costache avea tot timpul invitați din vechea boierime a Moldovei, oameni învățați cu care punea la cale unirea celor două principate. Este oarecum surprinzătoare căsătoria Ecaterinei cu Nicolae Vogoride, fiul lui Ștefan Vogoride, caimacam al Moldovei între anii 1821-1822. Cocuța avea 17 ani, era o fată micuță, slăbuță, dar avea probabil cea mai mare zestre din Moldova a celor vremuri. Ștefan Vogoride
era un personaj influent la Constantinopol, iar fiul său, Nicolae, îi călca pe urme. Doar că aceștia făceau parte din partida celor care se împotriveau unirii principatelor, fiind în sfera de influență a Imperiului Otoman, de la care Nicolae avea chiar promisiunea domniei. Și boier Costache, cu toată împotrivirea prietenilor săi unioniști, în special a lui Vasile Alexandrii, își mărită fata cu Vogoride, care nici măcar nu avea o avere de luat în seamă. Dar politica are propriile reguli. Cei doi au avut 4 copii. Nu știm cum a fost viața de familie a cuplului Conachi-Vogoride, între 1846, data căsătoriei, și 1856, când Nicolae Vogoride ocupă prima funcție cu adevărat importantă în Moldova, aceea de ministru de finanțe, sub căimăcămia boierului Teodor Balș. Ne dăm seama, din evoluția ulterioară a evenimentelor, că Ecaterina trece printr-un proces de maturizare, avea 27 de ani, 4 copii, și se afla în contact prin fratele său după mamă, Costache Negri, cu tinerii intelectuali români care au pornit mișcarea de la 1848. Ideile acestora cu siguranță nu i-au fost străine. În casa lui Costache, Conachi se discuta despre reforme sociale, despre progres, națiune, unire, acesta fiind unul din semnatarii petițiunii boierilor și notabililor moldoveni, înaintată domnitorului Mihail Sturza la 27 martie 1848. Este adevărat, această primă petiție, redactată de Vasile Alexandrii, avea un caracter moderat, cuprindea îndeosebi reforme administrative și culturale. Peste câteva luni, în august, tinerii revoluționari moldoveni, printre care se aflau Mihail Cogălnicianu, Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri, Vasile Alexandrii, Alecu Rousseau, publică la Cernăuți un program care cuprindea 36 de puncte, sub titlul Dorințele Partidei Naționale din Moldova. Acesta cuprindea măsuri mult mai radicale de reformă socială și exprima imperios necesitatea unirii Moldovei cu Valahia. În acest mediu trăia Ecaterina Conachi, care locuia mai ales la conacul de la Țigănești, pe care l-a iubit atât de mult. De cealaltă parte, soțul său, Nicolae Vogoride, care visa să ajungă domn în Moldova, se înscrisese în tabăra anti-unionistă, formată din boieri care erau, de fapt, agenți de influență a Imperiului Otoman. Și alții, care se temeau că, prin unirea Moldovei cu Valahia, Moldova își va pierde importanța. Țara românească avea mult mai mulți locuitori, capitala, evident, s-ar fi mutat la București, ceea ce însemna că tot aparatul administrativ va migra în Valahia, iar Moldova va deveni oarecum un apendice al acesteia. Evident că Nicolae Vogoride împreună cu alți agenți de influență ai porții stimulau, întrețineau și speculau aceste temeri și partida anti-unionistă devenise foarte puternică. Aceasta era poziția celor doi soți în anul 1857, când caimacamul Teodor Balș moare în mod surprinzător și Nicolae Vogoride obține de la poartă numirea în această funcție, cu promisiunea că va primi firmanul de domnie dacă va împiedica unirea celor două principate. Ecaterina Conachi Vogoride se afla la un pas de a ajunge doamna a Moldovei. Și vă întrebați poate ce ar fi putut face o femeie la mijlocul secolului XIX, când știm foarte bine că acestea erau lipsite de drepturi civile, că nu aveau acces la o educație superioară și, în general, rolul lor era de a îngriji de familie și a crește copii. Ei bine, au existat în acea vreme mai multe femei care au sprijinit activitatea revoluționară a soților, determinând chiar schimbări în cursul evenimentelor. Și mă gândesc acum la Ana Ipătescu și Mary Grant,
englezoaica devenită româncă în cuget și simțire, ca să spunem așa, Maria Rossetti, soția revoluționarului C.A. Rossetti. Despre acestea există două materiale mai vechi pe canal, pe care vă rog să le urmăriți, de altfel vi le las și în descriere. Înscriindu-se pe linia acestor mari femei, Ecaterina Konaki-Vogoride a găsit o cale de a acționa și am putea spune că această femeie a salvat într-un fel unirea. Și iată cum. În anul 1856, la Paris, se semnează un tratat între Imperiul Rus pe de o parte și o alianță formată din Imperiul Otoman, Regatul Piemontului, Franța și Marea Britanie. Prin el se punea capăt războiului Crimeii, despre care am mai vorbit, și printre alte prevederi, pentru principatele române, se stipulau următoarele. Acestea intrau sub garanția colectivă a celor 7 puteri europene: Turcia, Franța, Marea Britanie, Prusia, Austria, Rusia și Sardinia. Moldova primea 3 județe aflate în sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad și Ismail, navigația pe Dunăre devenea liberă, se revizuiau legile fundamentale și mai prevedea ceva: alegerea unor adunări ad hoc, în care delegații ai bisericii, marii boierimi, burgheziei și țărănimii clăcașe, și aici ne aducem aminte de acel moș Ion Roată despre care am învățat în clasele primare, printr-un mecanism de vot asemănător celui de astăzi, să exprime poziția românilor cu privire la unirea principatelor. Și ne dăm seama încă o dată că nimic nu s-a inventat astăzi. De ce spun asta? În Moldova, primul divan ad hoc a fost organizat evident de caimacamul în funcție, adică de Nicolae Vogoride, și rezultatul a fost că partida antiunionistă a ieșit învingătoare. Nu ne mirăm de acest lucru, nu? Doar că listele electorale care cuprindeau deputații eligibili pentru a participa la vot au fost falsificate de caimacam. Astfel, el s-a asigurat că deputații antiunioniști vor fi majoritari în divan. Cea care a demonstrat acest lucru și a demascat mașinațiunile caimacamului și înțelegerea acestuia cu poarta pentru a împiedica un rezultat favorabil unirii a fost chiar soția sa, Ecaterina. Aceasta sustrage corespondența pe care Nicolae Vogoride o purtase cu rudele sale din Constantinopol și demnitari ai Imperiului Otoman, din care reieșea clar că lui Vogoride îi era promisă domnia dacă împiedica unirea Moldovei cu Valahia. Scrisorile sunt înmânate fratelui său după mamă, Costache Negri, care le publică într-un ziar unionist ce apărea la Bruxelles, L'Étoile de l'Orient, ceea ce declanșează un adevărat scandal european. Scrisorile au fost publicate ulterior și în Moldova, sub titlul Extract de scrisori secrete trimise caimacamului Moldaviei de deosebite fețe politice, ceea ce a dus la compromiterea definitivă a lui Vogoride. Franța, Rusia, Prusia și regatul Sardiniei rup relațiile diplomatice cu Imperiul Otoman. Sultanul Abdul Mejid, cu sprijinul Austriei și profitând de atitudinea pasivă a Marii Britanii, neagă orice imixtiune în desfășurarea alegerilor și refuză cerința puterilor europene de a dispune anularea lor. Aici intră în scenă un mare prieten al principatelor, care, indiferent de motivele ce l-au determinat să acționeze, a avut un rol hotărător în evoluția ulterioară a evenimentelor. Și este vorba de Napoleon al III-lea, împăratul Franței. Acesta se întâlnește la 9 august 1857 cu regina Victoria a Marii Britanii și o convinge să îi ceară sultanului anularea votului primului divan ad hoc constituit ilegal. Nu intrăm în amănuntele politico-diplomatice ale acestei înțelegeri, care a fost benefică pentru principate. Urmarea acesteia a fost anularea primului vot și organizarea unei alte sesiuni, de data aceasta sub supravegherea unei comisii.
Noua întâlnire a divanului ad hoc a avut loc în Moldova la 22 septembrie 1857, rezultatul votului fiind evident favorabil unirii. La 30 septembrie s-a votat și în Valahia cu același rezultat, date de la care calea unirii era larg deschisă. În acest context, Ecaterina îi scrie soțului său cuvintele cu care am început acest material și îi mai scrie: cum nu ai astăzi altă avere decât a mea, întrucât după moartea tatălui său, boierul Costache, aceasta îl împuternicise pe soțul său să îi administreze moștenirea, aș putea printr-un divorț să te așez din nou pe paiele de pe care te-am ridicat. Vezi dacă îți place mai bine această perspectivă promisiunilor pe care ți le fac turcii. Pentru moment, îți cer darea afară a lui Catargi, ministru de interne la acea vreme, și numai atunci mă voi întoarce la dumneata. Ulterior, i-a mai cerut Ecaterina și altele, cum ar fi repunerea în funcția de protopop al tecuciului, a lui Gheorghe Dimitriu, tatăl scriitorului Calistrat Hogaș, cunoscut unionist, cum îi ceruse și reintegrarea în armată a lui Alexandru Ioan Cuza, care își dăduse demisia din funcția de prefect al Galațiului, urmând ca în nici două luni după reintegrarea de la 16 martie 1857 să fie avansat de la gradul de sublocotenent la cel de colonel. Gurile rele spun că, de fapt, acest ultim lucru ar fi dus la ruptura dintre cei doi soți și afinitatea dintre Ecaterina, soția sa, și Alexandru Ioan Cuza ar fi stârnit gelozia caimacamului. Dacă a fost sau nu o apropiere între cei doi, nu putem ști. Și nici nu am găsit documente oficiale care să confirme acest lucru. Că între Ecaterina și Vogoride, Veneticul sau Turcescul Ginere, cum mi se mai spunea, nu a existat o mare legătură sentimentală, a demonstrat-o faptele acesteia, ca și divorțul care s-a produs în anul 1860. Și cum s-au sfârșit toate acestea? Nicolae Vogoride moare la 3 ani de la divorț, într-un hotel din București, după ce cheltuise o mare parte din zestrea Ecaterinei Conachi. Mormântul său a fost găsit în cimitirul Sfântul Constantin din Brăila. Unirea s-a înfăptuit și colonelul Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Principatelor Unite la 5 și 24 ianuarie în adunările ad hoc din Moldova și țara românească. Ecaterina Conachi a trăit liniștită în Moldova la conacul său de la Țigănești. A, nu, nici pe departe! Eroina noastră, după divorț, pleacă într-o călătorie prin Europa. Locuiește o vreme la Paris, unde frecventa cele mai elegante și la modă saloane. Într-una din aceste vizite, pe când se afla la ambasadorul Pavel Kiselev, pe care îl cunoscuse în tinerețe, când acesta fusese reprezentantul țarului în principate, de pe poziția de guvernator și făcuse chiar schimb de epistole cu tatăl Ecaterinei cu boierul Costache, îl cunoaște pe cumnatul acestuia, pe principele Emanuele Francesco Ruspoli, primul prinț de Poggio Suasa, care va ocupa mai târziu funcțiile de deputat și senator al regatului Italiei și în două rânduri primar al Romei. Să nu uităm că Ecaterina Conachi era o femeie divorțată, avea 4 copii și era mai în vârstă decât prințul italian. Dar cum trebuie să fi fost această femeie ca un membru al uneia dintre marile familii aristocratice din Roma să se îndrăgostească atât de nebunește de ea încât să o ia de soție? Istoricul I.C. Filiti, în cartea sa Contribuții la istoria diplomatică a României în secolul XIX, spune despre Ecaterina Conachi următoarele: deși nu era frumoasă, moștenise inteligența tatălui său și se pricepea de minune la jocurile diplomației orientale. Fără îndoială că era o femeie inteligentă, educată, care avea l'usage du monde,
stăpânire de sine și încredere, calități care sunt foarte prețuite la o femeie. Nu știm cum a fost primită de marea familie Ruspoli. Ceea ce știm este că a trecut la catolicism, s-a căsătorit cu prințul la 10 iunie 1864 și a mai avut 5 copii. Constantin în 1865, Eugenio în 1866, Mario în 1867, Caterina în 1868 și Margherita în 1870. Exact așa, anul și copilul, hotărâtă femeie. A avut în total 9 copii, 4 cu fostul caimacam al Moldovei și 5 cu acest prinț italian. Mi s-a părut interesant să caut informații și despre copiii Caterinei și am găsit câteva date despre fiecare. Primul fiu, rezultat din căsătoria cu Nicolae Vogoride, Emanoil Conachi Vogoride, poreclit și franțuzitul, întrucât a trăit mai mult pe la Paris, din banii proveniți din vânzarea moșiilor moștenite în Moldova, a încercat să ocupe de 2 ori tronul Bulgariei. Nu a reușit, evident. A murit la 88 de ani, în anul 1935. A fost căsătorit de 2 ori, prima dată cu fiica lui Grigore Sturza, Olga, apoi cu văduva unui conte german. Nu a avut însă descendenți. Maria Conachi Vogoride se căsătorește cu contele de Roma, Petre. Acesta era mare proprietar de moșii în Moldova și țara românească, proprietar de șlepuri pe Dunăre și deputat de Brăila și era mult mai în vârstă decât Maria. Din această căsătorie au rezultat 3 băieți, Robert Petre, Gheorghe și Nicolae, care au avut la rândul lor fii și fiice, care trăiesc și astăzi în Grecia, Egipt, Israel și Germania. Lucia Conachi Vogoride s-a căsătorit cu Nicolae Roseti Rosnoveanu, care este propus la tronul Moldovei după abdicarea lui Cuza. Făcea parte din tabăra boierilor separatiști, care doreau ca Moldova să se desprindă de țara românească. Nicolae Roseti Rosnoveanu luptă mai târziu în războiul de la 1877, se remarcă chiar în luptele de la Plevna și moare în anul 1891. Au 2 băieți, Anton și Emanuel Roseti Rosnoveanu. După decesul lui Nicolae Roseti Rosnoveanu, Lucia s-a recăsătorit cu Dimitrie Greceanu, om politic român conservator, care a deținut mai multe funcții publice între anii 1906-1920. Despre cel de-al doilea fiu al cuplului Ecaterina Nicolae Conachi Vogoride nu am reușit să găsesc informații. Știu doar că s-a născut în anul 1849. Și haideți să vedem și ramura de Ruspoli, Constantino dei Ruspoli. A murit la vârsta de 24 de ani, în anul 1889, necăsătorit și fără urmași. Eugenio Ruspoli, născut la Țigănești, în județul Galați, în anul 1866, a fost un cunoscut explorator și naturalist italian. A făcut mai multe expediții în Africa, unde a și murit în anul 1893 în Somalia, la doar 27 de ani. Mario Ruspoli, al doilea prinț de Poggio Suassa și prinț al Sfântului Imperiu Roman, s-a născut tot la Țigănești. S-a căsătorit cu o descendentă a marii familii nobiliare franceze Talleyrand Périgord, de la care a avut 3 fii, care au avut la rândul lor mai multe fiice, familia Ruspoli fiind și astăzi una dintre familiile influente ale Europei. Cele 2 fiice, Ecaterina Ruspoli, s-a născut tot la Țigănești, s-a căsătorit cu un conte francez, Albert Forêt d'Yvonnieu, urmând ca una dintre fiicele sale, Claire of Forêt d'Yvonnieu, să se căsătorească la Livorno, în Italia, cu prințul Vladimir, din familia Mavro Cordat.
și Margherita, principesă Ruspoli, a trăit până în anul 1932, puțin peste 100 de ani. A fost căsătorită cu Walfredo de la Gherardesca, dintr-o veche familie nobiliară din regiunea Pisa, cu care a avut 3 fii, care la rândul lor au avut fii și fiice, ai căror descendenți trăiesc și astăzi. Dar să ne întoarcem la eroina noastră. Ecaterina Conachi Ruspoli se implică alături de contele Ruspoli de Poggio Suasa în procesul de unificare al Italiei. Îl sprijină pe regele Victor Emanuel al II-lea, care este recunoscut ca primul rege al regatului Italiei în anul 1861. Și soțul său este numit de 2 ori primar al Romei. Ecaterina Conachi trăia la reședința familiei Ruspoli într-un palat somptuos, fiind în contact cu marea aristocrație a Italiei, dar călătorea des în Moldova la conacul familiei de la Țigănești, loc pe care l-a iubit cu pasiune până la sfârșitul vieții, care intervine în anul 1870, la doar 42 de ani, din cauza malariei. Conform dorinței sale, a fost înmormântată în Moldova, pe domeniul familiei, în locul mult iubit. Descendenții Ecaterinei Conachi trăiesc astăzi în Europa. Să sperăm că știu că în arborele lor genealogic există o prințesă din Moldova care a salvat unirea principatelor române la mijloc de secol XIX și a participat la unificarea statelor italiene și formarea regatului Italiei. Atât pentru astăzi, dragii mei. Aceasta a fost povestea Ecaterinei Conachi, femeia cu un destin fabulos, femeia care renunță la a deveni doamnă a Moldovei prin demascarea mașinațiunilor soțului său în fraudarea votului pentru unire, le oferă unioniștilor cheia pentru a convinge marile puteri să anuleze votul obținut ilegal, se desparte de soțul trădător, urmând să înceapă o nouă viață în altă țară, ca o mare principesă a Europei. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Mulțumesc membrilor și tuturor acelora care prin contribuțiile lor răsplătesc strădania povestitorului. Vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri despre cele prezentate și până data viitoare nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.